pentru a oferi siguranță băcăuanilor care împrumută cărți. Biblioteca din Bacău, cu sprijinul Consiliului Județean Bacău, a achiziționat un aparat pentru sterilizarea cărților. Astfel, camera de sterilizare este prevăzută cu 10 lămpi UV, 6 dispozitive de fixare a cărților și 3 filtre electrostatice de praf. De asemenea, aceasta prezintă un geam securizat care nu permite ieșirea razelor ultraviolet în exterior. Cu ajutorul acestor lămpi, ADN-ul a 99,9% din bacterii, virus, stafilococi, salmonela sau spor de mucegai va fi distrus. În acest mod, cărțile care sunt restituite pot fi reintroduse în circuit fără a fi carantinate.